Bun găsit, prieteni! Astăzi la Giurgiu se joacă unul dintre cele mai importante meciuri în lupta pentru play-off. Astra, ocupanta locului 9 cu 35 de puncte, o întâlnește pe Botoșani, locul 6, 37 de puncte. Centrarea lui David Bruno! Parada lui Pap la luptarea de cap a lui Cârpici. Totdeauna o centrare care vine între fundașul central și linia porții este foarte complicat. Ce centrare de calitate a lui David Bruno, care înainte să vină la Astra, Raspopovici. Raspopovici trece de Keita. Centrează și Raspopovici și bară transversală a lui Răduț. Ce ocazie! Iată aici Keita, nu se poate. Ocazia enormă. În asemenea meciuri în care terenul greu te împiedică să ai o frecvență ridicată a acțiunilor de poartă, îți trebuie și un pic de noroc. Centrarea! Oh, pentru Kindrish! Gol! Enrico Papa! Botoșanul punctează la Giurgiu în minutul 43. Ăsta este fotbalul. Răduț trimite în transversală, Enrico Papa trimite și el în bară, dar de acolo mingea se duce în plasă. Astra Botoșani 0-1. Al doilea gol al lui Enrico Papa, care se pare că s-a specializat să marcheze numai în faze, în meciuri deosebit de importante. Al doilea gol a mai înscris împotriva CFR-ului. Oarecum contrar cursului jocului. Ce noroc are Kindriș. Lovește mingea greșit, dar aceasta ajunge la Papa, care prinde un exterior fără replică pentru Lazar. Bună execuție, Răduț trimite în fața porții, greșește Raspopovici. Cel mai bun jucător al gazdelor până acum, Răduț. Chiar în ziua în care face 31 de ani, Montini, șut destul de bun. Totuși prea moale pentru a-l învinge pe Pap. Este a doua intervenție importantă a goalkeeperului Botoșanului în acest meci. Pare să aibă chef de fotbal. Este fault aici. Bun, se poate lăsa și avantaj, dar cred că acea lovitură liberă era în sine un avantaj foarte mare pentru Astra. Așa trage Răduț din unghi, dar pe centrul porții. Centrare, Montini, mingea sare la David Bruno! Două șanse imense pentru David Bruno. În primă fază boxează Pap, după care Bruno trage în plasa laterală. Mie însă mi s-a părut un fault la Montini. Iată, acesta este momentul în care, în opinia mea, Montini îl cam faultează pe Holzman. Ce ocazie aici, ce ocazie pentru Astra. Pare să fie seara după amiaza Botoșanului. Centrarea lui Gheorghe n-arată rău și e golul egalizator marcat de Montini. Cred că a fost Montini. 1-1. Astra egalează după o fază fixă, minutul 79. Dă cu căciula de pământ Marius Coitoru. Matia Montini, gol extrem de important. Al patrulea reușit pentru echipa giurgiuveană. Nu mai marcase din 14 februarie, de o lună. 1-1. Iată ce înseamnă un corner bătut bine. Un corner bătut dincolo de zona de acțiune a stoperilor. Camara trece pe sub minge. Raspopovici. Din nou Bruno, în concentrare. Lovitura de cap a lui Răduț, care se duce alături, dar mie mi s-a părut că Pap a atins mingea. Bravo!
Acum, nu știu, greu de spus dacă a atins sau nu balonul portarul Botoșanului. Nu, s-a ferit la timp. Roman trece elegant de Graovaț, este ultima acțiune a meciului. Roman! Roman pătrunde în careu, Roman! Patache! Patache a fost în fața golului. Tot Patache se luptă acolo. Și partida se încheie cu două echipe dezamăgite. Totuși, rezultatul este bun pentru Botoșani. Se termină 1-1, Botoșanul face 38 de puncte, Astra 36. Un rezultat, aș spune eu, echitabil.